Episcopia de Bălți a marcat joi 31 august 2023 împlinirea a 100 de ani de la înființare prin săvârșirea Sfintei Liturghii și prin sfințirea crucii situată pe locul viitoarei catedrale episcopale. Cele două slujbe au fost oficiate de către înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi din care au mai făcut parte. Înalt preasfințitul Petru, mitropolitul Basarabiei, preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, preasfințitul Antonie, episcopul de Bălți, preasfințitul Benedict Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și preasfințitul Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Deve și Hunedoarei. Momentul solemn a avut loc pe strada Burebista, numărul 10 din Bălți, unde se află Centrul Educațional Anastasis al Episcopiei de Bălți. Programul manifestării Centenarul Episcopiei Hotinului, actuala Episcopie de Bălți, 1923-2023, a început cu întâmpinarea ierarhilor de către soborul preoților și de către copiii îmbrăcați în portul popular. Micuții au ținut în mâini pâinea și sarea așezate pe prosoape tradiționale și au oferit oaspeților câte un buchet de flori. Soborul s-a închinat apoi la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, și la copia icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, aflată în patrimoniul Mănăstirii Chirilovca Florești a Episcopiei de Bălți. Din soborul preoților au făcut parte preoții din administrațiile eparhiale ale Arhiepiscopiei Iașilor, ale Episcopiei Hușilor și ale Episcopiei de Bălți, precum și din parohiile și mănăstirile celor trei eparhii menționate. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic Basileus al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași, dirijat de arhidiaconul Mihai Ursache. Cei peste 1000 de oameni veniți la acest eveniment solemn istoric, între care s-au aflat numeroase personalități ale vieții sociale publice românești, însoțiți de preoții parohi, au ajuns la Bălți ca să se roage pentru unitatea de credință, de neam, de limbă și de cultură. De asemenea, au dorit să-și manifeste dragostea pentru frații despărțiți de o graniță și recunoștința față de preasfințitul părinte Antonie, care a slujit în ultimii ani în mai multe parohii din patria mamă cu prilejul diferitelor hramuri și evenimente. Pune întocmirea văzducului pentru îmbelșugare roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Pe fericiții și pururea pomeniți închitori acestui sfânt vătaș, pe alți chitori bunuitori și binefăcători, se pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut. Sus să avem inimile, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă
astăzi. În al preasfințitul părinte Teofan a afirmat că prin intermediul Sfintei Liturghii s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul credinței ortodoxe și al limbii române. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi. Mulțumindu-i lui Dumnezeu prin săvârșirea Sfintei Liturghii pentru darul credinței ortodoxe revărsată asupra noastră, precum și pentru darul limbii române, cu care Dumnezeu a binecuvântat neamul nostru de aici și de pretutindeni, ca să se roage într-o limbă frumoasă, să glăsuiască în familie într-o limbă cu semnificații adânci, cu putere de exprimare, cu gândul cel bun adus dintr-o cele ale inimii în cele ale minții și ale gurii. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a citit apoi mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare la centenarul Episcopiei de Bălți. Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se intitulează Binecuvântare la centenarul Episcopiei de Bălți. Cu prilejul împlinirii unui centenar de existență a Episcopiei de Bălți, fostă Episcopie a Hotinului, transmitem calde și părintești felicitări Preasfințitului Părinte Episcop Antonie, clericilor și credincioșilor acestei eparhii istorice, precum și tuturor invitaților prezenți la această aniversare. În anul 1923 a fost înființată Episcopia de Hotin în cadrul Mitropoliei Basarabiei cu sediul în orașul Bălți. Primul ierarh care a păstorit această eparhie a fost eruditul și harnicul ierarh Visarion Puiu, care a construit impunătoarea catedrală episcopală Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți, cu arhitectură neoromânească, precum și reședința episcopală, sediul centrului eparhial, seminarul teologic, tipografia, fabrica de lumânări și așa mai departe, cu sprijinul și cheltuiala statului român. Însă, după instaurarea regimului comunist sovietic în spațiul românesc din stânga Prutului în 1944, eparhia a fost obligată să-și înceteze activitatea, dar Patriarhia Română nu a acceptat desființarea acesteia. De aceea, odată cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei în anul 1992, au fost reactivate și eparhiile istorice sufragane, între care și Episcopia de Bălți, fostă a Hotinului. Ulterior, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul 2007 în scrierea acestei istorice eparhii, în statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, articolul 6, aliniatul 2, linioara 7, poziția 31. În anul 2018, la împlinirea centenarului Marii Uniri din 1918, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales în scaunul vacant al Episcopiei de Bălți pe Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Sperăm că prin ajutorul credincioșilor și autorităților locale și centrale se va iniția, va continua și va spori în viitor zidirea
lucrărilor începute în această eparhie spre folosul Bisericii și credincioșilor acestei episcopii. Cu prilejul sărbătorii centenarului acestei eparhii, oferim din partea noastră Preasfințitului Părinte Episcop Antonie o Sfântă Evanghelie realizată la atelierile Patriarhiei Române, ferecată manual cu cizelură și împodobită cu icoane lucrate în tehnică Imail. Textul acestei ediții a Sfintei Scripturii, realizată la tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române, este ilustrat color cu icoane și frontispicii deosebit de frumoase. De asemenea, oferim pentru numeroși clerici și credincioși mai multe ordine, medalii și distinții ale Patriarhiei Române pe care le-a solicitat Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți. Prețuind cu multă bucurie însuflețirea și dorința Preasfințitului Episcop Antonie de Bălți, a clerului și credincioșilor ortodoxi români din nordul Republicii Moldova, de a păstra dreapta credință, unitatea națională și viețuirea în pace și în înțelegere, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să întărească credința ortodoxă și spiritualitatea românească pe pământul Basarabiei spre slava lui Dumnezeu și binele poporului credincios. Cu părintească prețuire și binecuvântare semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Mitropolit Teofan a oferit o Sfântă Evanghelie Părintelui Episcop Antonie din partea prefericirii sale. În al Preasfințitul Petru a făcut referire în cuvântul adresat la istoria greu încercată a Bisericii din Basarabia și a menționat că de-a lungul timpului ierarhii români au adus pacea și binecuvântarea în mijlocul oamenilor. Trebuie să frecventăm biserica noastră strămoșească, biserica română care este mama noastră, biserica română care ne-a dat, în primul rând, ne-a învățat școală, ne-a luminat, ne-a arătat fapte bune. Îi mulțumim înaltului Teofan că a venit aici astăzi și este între noi. Știut că aici a fost multă organizare, după cum vedeți. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oferit din partea Patriarhului României câteva ordine și distinții patriarhale. Conferențiar universitar dr. Natalia Gașițoi, rectorul Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți, ce s-a numărat printre persoanele gratificate, a ținut un cuvânt emoționant în care a mulțumit Preasfințitului Părinte Antonie pentru distinția oferită. De asemenea, a menționat că prin intermediul colaborării dintre universitatea pe care o reprezintă și Episcopia de Bălți, Preasfinția sa transmite speranță și credință marii comunități academice bălțene. Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți vine cu un mesaj de gratitudine și profund respect pentru Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei și personal pentru dumneavoastră, în semn de înaltă prețuire pentru implicarea și susținerea continuă oferită în promovarea valorilor spirituale și educaționale în mediul academic. Universitatea noastră a avut prilejul de a colabora cu Episcopia de Bălți în numeroase evenimente de avangură, proiecte și inițiative menite să consolideze legătura dintre educație, știință, spiritualitate, valori morale și naționale. Prin intermediul conferințelor științifice, dezbaterilor, meselor rotunde, orelor publice, lansărilor de carte și activităților culturale pe care le-a inițiat și sprijinit, am reușit să oferim studenților noștri
oportunitatea de a explora dimensiuni importante ale istoriei, culturii și existenței umane. Eforturile noastre comune au un impact semnificativ în comunitatea universitară bălțeană. Remarcăm contribuția de neprețuit pe care Episcopia de Bălți o are în menținerea unei atmosfere de corectitudine, toleranță, înțelegere și respect reciproc în cadrul universității noastre. Prin promovarea dialogului științific, intercultural și confesional, am reușit să creăm un mediu favorabil pentru consolidarea și promovarea valorilor științifice, spirituale și culturale. Apreciem cu recunoștință acțiunile, gândurile bune și binecuvântarea Preasfinției voastre Antonie, Episcopul de Bălți, în beneficiul comunității academice universitare și a tuturor românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc! Părintele Episcop Antonie a remarcat că este nevoie de multă rugăciune și de pace, iar apoi a făcut o legătură dintre momentul punerii pietrei de temelie a Catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți, la care a participat și Mitropolitul Pimen Georgescu la invitația Mitropolitului Visarion Puiu, și evenimentul istoric de pe 31 august 2023. Pentru că fiecare în parte de cei care au fost în fața frăților voastre au sprijinit activitatea Episcopiei de Bălți. Da? Slujba de astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la reînființarea Episcopiei de Bălți, am socotit că este bine în acest spațiu. Spațiu pe care l-am achiziționat, Episcopia de Bălți l-a achiziționat cu sprijinul Guvernului României, loc care noi credem că în scurt timp, așa cum a binecuvântat și înalt preasfințitul Părinte Petru, vom avea aici o catedrală a Nordului, așa am numit-o noi, o catedrală simbol românească. Este adevărat că lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit noi, pentru că am avut tot timpul o senzație că duhurile sunt mai multe decât cele bune, de cele care ne sprijină, care ne ajută, care ne încurajează. Și faptul că am întâlnit anumite pedici, am zis, poate dacă rostim o rugăciune în acest spațiu, în primul rând cu Sfânta și Dumnezească Liturghie, să mulțumim Bun Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate peste Episcopia de Bălți, poate deblocăm cumva această stare. De aceea astăzi avem invitații care aveți, vedeți frăților voastre, părinții mitropoliți și părinții episcopi, care le mulțumesc în parte fiecăruia. Soborul impresionat de preoți, am ținut foarte mult să fie prezenți preoți de peste Prut, că o parte din ei îi cunosc de mult timp, că o parte am fost colegi, dar de fiecare dată am găsit un sprijin la frățiile lor și am zis să fie o prezență românească astăzi mai vizibilă aici la Bălți, în acest oraș nedreptățit în perioada sovietică, rusificat, exagerat, și credem că rugăciunea de astăzi cumva ne va ajuta să ieșim din acest impas. Mulțumesc în mod deosebit Preafericitului Părinte Patriar pentru darul oferit Episcopiei de Bălți, pentru cuvântul de încurajare și pentru tot ajutorul care ne l-a oferit de la început, din 2018, de când suntem aici la Bălți, de atitudinea lui părintească față de Basarabia și sprijinul prefericirii sale pentru tot ce este românesc în acest spațiu. Mulțumesc în mod special înaltului Teofan de la Iași, așa cum îi spunem noi aici, în preasfințitul care este alături de Episcopia de Bălți din la începuturi, și cele mai multe, poate, proiecte care le realizăm noi și reușitele lor se datorează
sprijinul venit din nadpreasfinția sa. Preasfințitul lui Părinte Ignatie, care am zis eu că poate este cel mai sensibil episcop de peste Prut, care știe și înțelege sufletul basarabean. Preasfinția sa a oferit cu acest prilej crucea bălțeană câtorva clerici și mireni care au susținut în ultimii ani episcopia de Bălți. Soborul slujitorilor a sfințit la final crucea așezată pe locul viitoarei catedrale episcopale închinată nașterii Maicii Domnului și Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Îndurarea demonilor și a toată răutatea păzând locul acesta și pe cei ce vor slujiție. Ești, Doamne, poporul Tău! Episcopia de Bălți, fosta a Hotinului, a fost înființată ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române la data de 8 martie 1923. Odată cu reactivarea structurii eclesiastice canonice din acest spațiu, Mitropolia Basarabiei, în anul 1992 au fost reactivate și eparhiile sale istorice sufragane.